Vlad, uite, în momente de genul acesta sau când cărțile sunt pe raft, mă gândesc întotdeauna că ceva e captiv în ele, că acolo e prins un lucru care nu poate scăpa. Dar de fiecare dată când ridic coperta sau intru în lectură, mi se pare paradoxal că într-o carte sunt multe alte cărți, că în scritură intră bucăți de real, alți autori, o întreagă istorie a formelor și totdeauna m-a fascinat chestia asta. Mi se pare interesant felul în care se pierd anumite imagini când scrii un text, felul în care aceste imagini rămân cumva suspendate și nu neapărat moarte, vii, dar numai pentru anumite persoane și în același timp imaginile care ies din cărți fără ca autorul să le fi intuit acolo. Și atunci aceste imagini despre care vorbeai tu sunt din a doua categorie. Mă gândesc de asemenea la faptul că, în general, avem tot felul de tipologii în care includem un autor sau altul, Tolstoi în realism, Hermann Broch în modernism, alții în postmodernism, etc. Dar mie mi se pare că în cărți, în interiorul lor, în capacitatea asta de a prinde foarte multe lucruri, se vede calitatea unui autor, mai ales în transformările pe care le aduce unei întregi istorie a genului. Iarăși, într-un mod paradoxal, autorii care ajung să fie cu adevărat semnificativi pentru o perioadă sunt tocmai autorii care modifică, cei care sunt ușor atipici, care ies din canonul pe care sau în interiorul căruia sunt ei înșiși deciși. Și Tolstoi e un foarte bun exemplu în această direcție. Și vezi urmele lui Tolstoi în autor de secol 20 sau în autori ai prezentului? Văd urmele lui Tolstoi în aproape tot secolul 20, în special în prima parte, dar în afară de zona experimentalistă din a doua jumătate a secolului 20, chiar și acolo. Mă gândesc și la ceea ce vedem în realitate, datorită acestor cărți și datorită acestor stiluri, nu? Când mergi într-o gară, când vezi niște trenuri, când vezi o femeie, cum ar putea fi Ana Karenina, citind în tren sau în autobuz sau în tramvai, cumva toată realitatea asta nu mai poate fi vizibilă fără grila unui autor. Cu siguranță și din multe puncte de vedere suntem scriși, suntem deja efectele altora și cu cât înțelegem mai mult asta, cu atât reușim să vedem asta mai mult în jurul nostru. Și când scrii, există inserția asta, adică ceea ce vezi, ceea ce simți, afectul în care trăiești în momentul ăla, cum se modifică în scriitură? Mie personal îmi place să las fraza să se ducă, să mă învețe ea pe mine mai mult decât o învăț eu pe ea și în niciun caz să nu o controlez. Să-i dau energie prin faptul că o las să trăiască de la sine. E o iluzie, mie întotdeauna mi s-a părut că, uite, scrisul depinde și de cum cade lumina. De exemplu, ca și pictura, nu? Există toată acea celebră istorie a picturii legată de lumină, de locul, lumina sudului, etc. Dar cumva și la scrisul unui roman chestia asta contează. Una este lumina de vară, de la ora 8 dimineața, și alta este lumina de iarnă, de la ora 11, deci cumva textul e altul. Cu siguranță textul e altul și textul se modifică nu numai ca urma acestor lumini, ci și ca intersecție dintre ceea ce urmează el și acele lumini. Poți să scrii minunat cu creionul, poți să scrii cu un stilou sau poți să scrii pe calculator. Oricum ai face-o, voi influența forma finală. Și depinde ca la Proust și de miros, depinde de sunete, așa cum în Proust e lingurița aceea care lovește ceașca de ceai sau firește celebra Madeleine. Unii ar spune că asta e pură ficțiune. Eu deseori le simt, mi se pare că textul chiar le conține, textul pe care îl scrii. Și eu trăiesc în urma unor astfel de imagini și cred că aceste imagini ne ajung cumva să se închidă în noi și în același timp să se deschidă. E destul de interesant și acest proces, suntem partea acestui proces, ne formăm prin el. Fascinant, fascinant cum lumea ajunge în cerneală și din cerneală redevine o lume și între toate aceste mișcări și etape sunt niște diferențe care dau sensul literaturii și sensul umanului până la urmă.